Cel mai greu, eu cred că cel mai greu este să ne autodepășim, să ne autocontrolăm vis-a-vis de roluri și să fim diverși. Pentru că cea mai mare capcană, cred, al unui actor este să nu fie șablon, să nu se repete în alte spectacole. Cred că asta e cel mai greu. Eu am fost totdeauna mai modestă, mai umilă, pentru că am crezut că așa dumnezeirea, nu știu, se apropie mai ușor de mine. Și acolo e mai... Lumea asta e foarte grăbită, ne grăbim să facem roluri, să... Dar acolo cu sufletul, și acolo trebuie, știi? E Și un de... alt timp acolo, E, e da, e un alt altceva. timp, dar și ăla trebuie hrănit și ăla trebuie gândit. Bună seara, dragilor! Bine v-am găsit la un nou episod din podcastul La o poveste, episodul cu numărul 12 de data asta. Și nu uitați, e foarte important pentru noi să vă abonați la canalul nostru de YouTube, compania Liviu Rebreanu, Teatrul Național, Târgu Mureș. Ne puteți urmări, bineînțeles, și pe Facebook, pe Instagram, chiar și pe TikTok, unde, bineînțeles, dacă vă place sau dacă nu vă place, puteți să dați share și like acolo. Și astăzi am un invitat special și îi zic bine ai venit, Claudia Erica Domocoș. Bună seara! Bine te-am găsit. Cum ești? Cum te simți? Mult mai bine, mulțumesc. Da? Am fost puțin răcită și am făcut un tratament, dar mulțumesc la Dumnezeu, sunt bine acum. Foarte bine. Și mulțumesc de invitație și mă onorează. Cu mare drag, eu îți mulțumesc că ai venit. Știi ce vreau să te întreb? Știu că ești din Târgu Mureș. Da. Zi-mi un pic despre Târgu Mureș. Cum a fost Târgu Mureșul sau cum l-ai simțit tu în copilărie? Cum a fost pentru tine atunci? Mi-ai pus așa o întrebare că am putea să vorbim, cred că, 3 zile despre acest lucru. Sau zi-mi, de exemplu, care era locul tău preferat în copilărie în orașul ăsta? Locul meu preferat a fost, bineînțeles, acasă, în familie. Da. Și al doilea loc preferat al meu a fost Teatrul Național Târgu Mureș. Uh-huh. Pentru că eu am debutat aici la secția maghiară. Mama a lucrat croitoreasă aici 30 de ani. Începuse ca și cabinieră. Și eu am venit să văd toate spectacolele la secția maghiară. Învățasem toate spectacolele pe de rost, inclusiv cu cântece și cu tot. Și m-a remarcat atunci Covaci Levente. Era un spectacol cu Acuc Morții, cu Hunyadi, l-au ținut niciodată, și cu foarte mari actori. Și mă bucur că au trecut prin viața mea și eu i-am cunoscut, că am învățat foarte mult de la ei. Și al doilea loc a fost acest teatru. Pentru că de la vârsta de 6 ani, zilnic am fost, în afară de, mă rog, proiectele în care n-am făcut parte sau în anii când n-am mai fost sau în zilele când n-am mai fost. Dar a făcut parte și face parte integrală din viața mea și sufletul meu. Păi și ce te-a fascinat de mică, dacă ai petrecut atât de mult aici, mai ales în zona asta? M-a fascinat scena, m-au fascinat reflectoarele, m-au fascinat oamenii, empatia de atunci, emoția care transmiteau spectacolele bune, pentru că aparența una, esența este să scoți un spectacol bun, cu oameni foarte buni și extraordinari, care să rămână în conștiința publicului și după mulți, mulți ani. Uite, eu am cunoștințe care și acum cu care povestesc sunt mult mai în vârstă decât mine, 60-70, și cu melancolie vorbesc despre actori și despre spectacolele pe care le-au văzut acum 30 de ani. Deci asta este ceea ce am trăit eu și ceea încă ce port, pentru că asta îți rămân și aici și mai ales în suflet. Mm-hmm. Asta este, cred că, cel mai frumos lucru, da, care pe mine și acum mă fascinează. Bineînțeles că acum, fac o paranteză, vremurile se schimbă, este normal. Stilurile se schimbă, regizorii vin cu alte și alte proiecte, dar eu cred că e important să încercăm să mulăm, să încercăm să înțelegem spiritul nou și să încercăm să fim actuali. Asta e, cred că, cel mai important în meseria noastră. Dar când erai, ca să revin un pic la copilărie, da, erai un tip de copil activ, liniștit sau... Nu, eram foarte bătăușă, foarte temperamentală, foarte... Da, eram liniștită când era vorba de teatru, de lectură, de școală și de seriozitate vis-a-vis de orice. Mm-hmm. Dar altfel, ca și copil, eram foarte temperamentală, jucăușă, chiar bătăușă, mă băteam cu băieții în Mureșeni, că acolo am copilărit. Dar eu cred că fiecare copil trece prin etapele astea. Dar am trecut prin perioade. Și erați o gașcă mare de copii? Eram, îți dai seama, cu gașcă mare.
Și eu nu știu de ce, pe mine m-au iubit mai mult băieții decât fetele. Pentru că erai cu toată gașca și... Nu știu, dar mai bine, da. Poate și probabil că am așa un temperament mai băiețos, pentru că da, așa da. Am fost de mică. Am, na. Da. A fost foarte frumos. Da, da. Ești o fire nostalgică de felul tău când da. Îți aduci aminte de copilărie? De da, exemplu, nu numai de copilărie, sunt în general o fire nostalgică. Numai că, uite, un lucru foarte interesant. Eu, de exemplu, am avut experiențe de-a lungul vremii, de copil nu, că nu aș putea să spun, că am avut chiar o copilărie foarte fericită. Uh-huh. Dar au mai fost întâmplări în viața mea și mai plăcute și mai neplăcute. Dar, nu știu, Dumnezeu sau divinitatea sau ce o fi, mi-a dat așa o... Poate în timp este înțelepciune, dar lucrurile negative sau neplăcute care mi s-au întâmplat, parcă mi s-au șters sau s-au dus într-un fișier care acum nu mai există. Mm-hmm. Și pe undeva trecutul, deci îmi amintesc numai lucrurile frumoase, sunt foarte... Dar ce îți provoacă, ce amintire îți provoacă un zâmbet din ăsta necontrolat? Adică ți-aduce mie de o chestie și instantaneu, așa te pufnește râsul de... Uite, de exemplu, eu mi-aduc aminte când eram mai mic, era, mă rog, acum că suntem și în perioada sărbătorilor iernii și așa mai departe, eu mi-aduc aminte că era zăpezele alea de mic, ninsorile alea și zăpezele alea erau imense și când ajungeam acasă, când puneam pantaloni, îi stăteau în picioare, știi că erau înghețați, stăteau în picioare, adică nici nu trebuia să-i mișc, stăteau așa acolo. Nu, cel mai frumos lucru care mă leagă de Crăciun vis-a-vis de copilărie, îmi plăcea totdeauna după ce mama îmi podobea bradul și punea luminițele să mă culc sub brad, să mă uit în sus și să visez. Asta era și spuneai o dorință? Adică și puneam și dorințe și... ce mi-aduce moșul. Da, și nu numai ce mi-aduce moșul. Doream, de exemplu, dacă cineva era supărat sau nemulțumit sau o problemă nu era rezolvată, eu atunci ziceam, Doamne, Doamne, te rog, îngerașii mei, știi? Mm-hmm. Erau dorințe din astea pure de copil. Și ceea ce mă amuză vis-a-vis de copilărie, nu uit niciodată, îmi plăcea muzica foarte tare și acum îmi place, dar atunci și o imitam pe Corina Chiriac, mai ales muzica românească, ușoară. Da, da, da. Și aveam o coardă, știi cum erau corzile alea cu lemn și după aia coardă și iarăși lemn. Semăna un microfon. Ah, ok. Alea vechi, nu știu dacă voi l-ați prins. Noi așa aveam coardă, nu era ca acum din silicoane și din așa din gumă. Și la un moment dat, mama avusese o floare superbă așa pusă pe dulap în cameră mare, pe care o îngrijea și vorbea cu ea și o uita de fiecare dată. Și nu uit niciodată, la un moment dat am luat ca și microfon, am aruncat așa coarda înapoi și am început să cânt. Și la un moment dat a zis, mama, oprește-te, te rog frumos, că se întâmplă ceva, agheți floarea, eu ce? Și am tras și a zburat toată floarea și pământul. Deci chestia asta totdeauna când îmi amintesc, bineînțeles că am luat-o. Așa copilărește. Da, da, da. Dar asta mă amuză foarte tare, pentru că da, mi se pare fascinant că ai zis că aveai niște dorințe, că fiind copil aveai dorințe din astea nobile. Da. Nu aveai partea asta egoistă că nu, vreau ultimul model de consolă, vreau ce am văzut eu pe nu, pe TikTok. Pentru că, nu, pentru că eu mă bucuram dacă primeam și o păpușă sau și o carte și viața noastră a fost foarte frumoasă și foarte simplă. Mm-hmm. Nu a fost cu... Atâta tehnologie din punctul ăsta de vedere. Și nu numai era mult mai simplă și îți dai seama, ne dădeam cu Sania. Atunci nu era că mergi pe telefon și stai și comunici. Și te uiți la alții cum se dau cu Sania. Da, noi aveam Mihaela, înțelegi? Aveam Mihaela seara de la 7 la 8, mă striga mama, vino repede că începe. Atât. Ăla era un serial, iartă-mă. Era, nu-l cunosc. Și erau Lolec și Bolec. Ah, okay. Și era Pic și Poc cu noi, suntem Pic și Poc, ce mai mișto din bloc. No. Și îți dai seama, copilărind așa, pentru mine singurul loc unde mă simțeam foarte bine, că la discotecă la 8 ani, 10 ani, nu mă puteam duce, îți dai seama, abia la 18 m-am dus, 17-18. Și îți dai seama că teatrul pentru mine a fost ca un refugiu spiritual. Adică mă fascina din toate punctele de vedere. Și faptul că am fost băgată în seamă, lăudată, că uite ce frumos cânt repertoriul actorilor mari, eu mă uitam la ei ca la niște zei. Da. Îți dai seama că pe mine chestia asta m-a fascinat și mă fascinează și acum. Înțelegi? Și apropo de asta, scuze că te întrerup, am eu darul ăsta, nu știu cum. A, te rog! Eu sunt de părere că fiecare generație și fiecare actor, indiferent câți ani are ceva special, are ceva de spus și indiferent
câți ani avem sau unde mergem, încotro ne duce drumul, fiecare avem ce să învățăm unul de la celălalt și mai mult decât atât, avem loc sub soare. Foarte fiecare. Frumos spus. Eu cred că e un moment perfect să menționăm că și să le mulțumim pe această cale celor de la Cricova. Apropo, cea mai mare vinărie din Republica Moldova care are, nu știu dacă ai apucat să mergi să vezi la labirintul lor. Excelent și cu e ceva de vis acolo și eu am fost de câteva ori și recomand la toată lumea și de data asta le mulțumim că ne-au adus o sticlă de chardonnay vin demisec alb. Vă mulțumim, sărbători fericite, Crăciun fericit. Și le mulțumim că sunt alături de noi în această stagiune teatrală. Mulțumim. În mod oficial. Bine ai venit la o poveste. Bine te-am găsit la poveste. Foarte bun, mulțumim. Crezi că simțul umorului este o necesitate în ziua de azi? Fără simțul umorului nu poți exista. Pentru că din foarte multe situații grele, că acum viața nu este numai roz, păpuș, Barbie și... Absolut. Viața este un labirint, un perpetuum mobile care niciodată nu se mișcă. Și atunci normal că avem nevoie de simțul umorului, uneori avem nevoie și de satirizare, de cum să spun, caricaturizare și a evenimentelor și a lucrurilor ca să trecem mai ușor peste... Dar crezi că lumea în ziua de azi se ia prea mult în serios, ca să zic așa? Adică e... crezi că e o necesitate acum ca un pic să mai... să treacă mai ușor peste, să acceseze așa... Eu cred că ar fi necesar să aibă fiecare, pentru că fără asta... Mie îmi plac foarte mult oamenii sobri și oamenii foarte serioși, că nici ăștia care râd tot timpul nu sunt ok. Dar să nu le ducem la extrem, că... Da, absolut. Eu știu... Cu bun simț. Cu bun simț și cu limită, chiar dacă uneori, fiind oameni, mai sărim peste anumite limite, că așa suntem făcuți. Acum nimeni nu e perfect. Da. Da, și eu cred că e... mă rog, mult zis, o armă de supraviețuire, mai ales... Da, și nu numai armă, e un fel de a te descătușa de lucrurile grele și de a... Și de a vedea altfel lucrurile, adică dintr-o altă perspectivă. Bineînțeles, pentru că decât pastile și decât alte lucruri la care să... Eu cred că propriul psihiatru și doctor ești tu, că totul pleacă de la creier și totul dirigează. Atâta timp cât tu poți să-ți controlezi acțiunile, eu zic că nu ești o... amenințare nici pentru societate, nici pentru propria alți persoană, înțelegi? Da. Eu cred că asta, de aici pornește tot. Că după aia că sunt câr și măr și mai sunt evenimente, astea sunt inevitabile, care fac parte dintr-o generație sau... Nu, că acum, Doamne, iartă-mă să spunem adevărul, toate războiile au pornit de la femei, nu de la bărbați. Nu știu. Nu, vorbeam de... Da. Apropo de niște lucruri așa, mă rog, subtilități. Da. Muzica pentru tine e un hobby? Sau a fost un hobby. Muzica pentru mine a început de mică, că am făcut vioară. Ai făcut vioară? Da, am făcut. La școala de arte. Da, și după aceea am făcut 5 ani de zile. 5 ani de zile. Da, după care m-au mutat în Tudor. Noi ne-am mutat din Mureșeni și atunci m-am dus la școală în Tudor. După care am terminat 8 clase acolo, am intrat la voi la mate fizică. Culmea, eu care am fost mereu corigentă și aproape repetentă la matematică, dar mă treceau pentru că eram foarte bună la română. Da. La limba și literatura română. Veneam cam vocație către literatură și către arte mai mult decât către logică și matematică. Și după ce am terminat liceul, am întâlnit-o pe Dumnezeu să o odihnească minunată, Albul Elia. Am fost la dânsa la școala de artă, am făcut și cu ea acolo 4 ani canto, muzică ușoară. Scuze, am emoții când vorbesc de dânsa, că mi-a fost foarte dragă și încă nu pot să accept că nu e încă. N-am metabolizat încă 100% chestia asta. Da. Că este un înger acolo. Și după vioară, canto da, muzică ușoară. Da, după care am intrat la facultate. Da, culmea. Ți-a folosit, nu? Evident că mi-a folosit, pentru că eu știi ce am observat? Copiii care fac instrument și care fac muzică sunt mult mai deschiși la anumite lucruri. Au ureche muzicală,
au o memorie mult mai bună, rețin texte mult mai bine. Eu vorbesc din punctul meu de vedere și ce am văzut în jur vis-a-vis de cunoștințele mele. Și sunt foarte disciplinați, pentru că dacă nu ai disciplină, nu poți să faci un instrument. Știi? Da, da. Pentru că ai, de exemplu, te duci dimineața la 8 la școală, termin la 12, în clasele primare așa terminai, sau unul maxim, mergeai acasă, serveai masa, te odihneai o oră, începea să-ți faci lecțiile și de la 7 la 8 instrument, oră, două. Da, vioara era alegerea ta sau... A fost după aptitudinile muzicale, că ei te-au pus să bați tactul, okay. Și după degete, după tot, pentru că degetele lungi și așa, pian. Degetele... Mai cânti acum, oare? Mai... Da, am cântat într-un cochete. Spectacol, ne vedem mai târziu sau mâine. Eu ai nu uit niciodată, jucam cu regretatul Aurel Ștefănescu. Vai, un spectacol minunat. Acolo am cântat la vioară, atât, în rest nu mai. Și nici nu știu că dacă aș mai ști să cânt atât de bine, că uneori dacă trădezi instrumentul și el te trădează pe tine. Asta e ca și în sport. Eu am făcut în not și la un moment dat am avut o infecție la ureche, o otită ciudată și m-am reîntors după o lună. Și profesoara, antrenoarea de not mi-a zis, Eva Ninică, îmi pare rău, nu mai poți merge la naționale pentru că ai pierdut atâta timp. Așa e și cu instrumentul. E un antrenament și așa e și cu teatru și așa e și cu mintea. Un antrenament continuu pe care dacă nu-l execuți, da, simți că na, nu e ok. Nu ești în forma. Nu ești în formă și, și tot timpul trebuie să te străduiești să, știi? Da, să te menții... Să dai cu lopata, să recuperezi ce ai pierdut. Asta e ideea. Aveai un desert sau o mâncare, un fel de mâncare preferat? Mai ales atunci... Eu cu dulciurile niciodată nu m-am avut. Nu? Îți spun sincer. Și acum cred că mănânc o prăjitură la 6 luni odată. Sau poate... Păi și atunci ți-o alegi, adică odată la 6 luni trebuie să fie ceva special. Dar nu neapărat special. Ce îmi spune corpul? Deci eu nu sunt... Mie îmi plăceau, scuze, mâncărurile gătite și într-un fel și în altul. Pentru că bunicii din partea tatălui erau maghiari și bunicii din partea mamei erau de pe lângă Buzău. Okay. Din Râmnicu Sărat. Și atunci, normal că eu am învățat să mănânc din ambele bucătării. Și nu pot să spun că am avut o mâncare preferată, da. Că dacă mergeam la bunica din partea tatei, mâncam supa tradițională de găluște dulce și dincolo mâncam ciorba. Și oricum, mâncarea făcută de bunici acasă nu se compară cu nimic. Nu se compară. Dar noi avem norocul și le mulțumim celor de la Benedek pentru acest platou minunat, unde bineînțeles ne-au oferit unde avem salam, uite, avem salam Victoria, salam ciuc, da, chiar și cârnați. Bine. Așa că te rog să te servești dacă când vrei, când mulțumesc te rog. Frumos. Le mulțumim că sunt în această sunt alături de noi în această stagiune mulțumim teatrală. Vreau să te întreb dacă crezi în superstiții. Nu, de exemplu, dacă văd o pisică neagră că trece prin fața mea, eu nu mă speriu sau nu am nicio treabă. Nu sunt superstițioasă. Și legat de teatru, ai un ritual aparte ce ține de, nu știu, înainte de un spectacol nu faci anumite lucruri sau... Nu pot să spun că am... De premieră, știi că erau tot felul de chestii? Nu, atunci încerc să nu mă gândesc la alte lucruri și să mă concentrez doar pe ceea ce am de făcut. Atât, dar nu ritualuri, că acum pur și simplu încerc să mă adun și să fiu și să știu că atunci când intru în scenă voi fi acolo unde trebuie. Fără... Cum a fost perioada de facultate? Foarte frumoasă. Da? Am jucat numai victime. Serios. Deci eu în teatru când am intrat am jucat numai bagă animalul în față și în facultate am jucat altceva. Am jucat contra ampla. Mi-am dat licența cu Tadracova, cu o bătrânică de 80 de ani. Îți dai seama, eram toată numai buret pe mine, machiată de 80 de ani. Da, da, da. A fost fenomenal. În Vrăjitoarele din Salem am jucat. Mary Warren, tot aia mi-am dat licența. Irina din Trei Surori, adică am făcut numai victime. Deci la un moment dat cântam într-un spectacol ceva de genul o viață fără de noroc e tristă dacă ai, mai bine nu te nășteai deloc și astfel nu plângeai. Deci pe genul ăsta, pe zona asta. Și m-am și mirat că intrând în teatru niciodată nu m-au provocat să intru în altă zonă. Mm-hmm. Numai pe zona de
femme fatale, ca nu vreau să folosesc cuvinte urâte, că totuși vin sărbătorile, vine Crăciunul, să vorbim frumos și lucruri frumoase. Dar ai zis că a fost foarte frumos. Da. Ce a fost frumos? Ce ți-a plăcut? Adică, în facultate? Da, în facultate, tipul facultății. Am avut niște colegi foarte buni, am fost foarte multe fete și frumoase și talentate. Îți dai seama, când ești tânăr, totul este efervescent, totul este pur. Câți erați în clasă? Destul de mulți, eram vreo 6-7 băieți și vreo 12 fete, okay. Cam așa. Da. Sper să nu greșesc, dar eram diferite tipologii. Și talentați, și frumoși toți, deci nu pot să spun... Clasă unită? Clasă foarte unită, și la fete și la băieți. Bine că acum din astea, căruri, miruri, nu, au mai existat, că eu mi-am dorit să joc aia sau... Nuanțe. Da. Nuanțe, dar frumos creionate, nu așa, știi? Da, da, da. Dar a fost, am niște amintiri, dacă m-aș întoarce în două locuri înapoi, la bunici m-aș întoarce, în copilărie și la facultate. Și acum. Da. Și m-aș mai întoarce și aici cu niște amintiri și cu niște... Dar sunt aici, e bine. Pe la facultate te întoarce pentru ce? Pentru energia aia? Pentru... M-aș întoarce la facultate și pentru energie și pentru liantul ăla, pentru unitatea care era atunci. Între noi, știi? Mm-hmm. Și chiar dacă uneori existau suspine sau așa, se putea crea un pod peste suspine să... Adică totul se putea rezolva. Eu cred că și peste tot se poate totul rezolva. Eu cred că trebuie să lăsăm fiecare de la noi. Și ai fost la clasa? Sergiu Dan Pop, Vlad Rădescu, Călin Florian. Am avut mai mulți profesori. Și mai ales Ion Săsăran. Căruia, și... da, trebuie să-i mulțumesc că a fost, mă rog, a fost unul minunat. Eu l-am iubit tare mult. Adică pe toți, dar el a fost mai aproape de sufletul meu. Știi, ți-a rămas un sfat sau un gând anume? Da, de la... mi-a rămas faptul că totdeauna am învățat să forez în interior și nu să joc exterior. Pentru că uneori, vezi, și temperamentul te fură. Uh-huh. Și automat, vorbind două limbi, gândind în ungurește, pentru că și mie mi-a fost foarte greu să vin și să, dintr-o dată, să gândesc și să vorbesc foarte bine și foarte corect românește. M-a luat cam 8-9 ani de zile să mă scap de accent și să... Acum gândesc 100% românește. Uh-huh. Dar înainte nu. Și atunci normal că eu eram în... Trebuia să faci switch-ul ăsta? Trebuia să fac switch-ul și mai mult decât atât. Se creează un precedent și un declic în mintea ta. Când te concentrezi să gândești repede, atunci te păcălește mintea, te, știi? Da, da, da. Și mai ales când nu ai experiență. Că atunci când deja începi să capeți experiență, lucrurile încep să fie ok. Mm-hmm. Dar zi-mi ceva ce nu ți-a plăcut atunci în facultate, dacă există, bineînțeles. Nu, sau, nu pot să spun. De exemplu, lipsa de timp? Pentru că asta e... Nu a fost, n-am avut lipsă de timp, pentru că mi-a așa de tare, mi-a plăcut la facultate, mergeam dimineața de la 8, că aveam dans scenic cu doamna Friends și așa. După aia, cursuri, aveam o pauză de la 3 și la 5, era Vilmoneni, nici nu știu ce e cu dânsa, care ne făcea sandwich-uri cu pâine, cu un soare, cu slănină și cu de toate și ne scria pe caiet. Era fascinant. Era ceva extraordinar. Și seara la 10 mergeam acasă. Nu aveam timp să mă gândesc la timp. Era... Mai zic, erai acolo... Eram acolo și era viața mea. Era... Da, da, da. Eram parte integrantă din... Asta e. În acolo... perioada respectivă, în da. În perioada, așa mai... este, da, da, da. Deci nu pot să spun că mi-am ieșit așa. Nu. Nimic. Mm. Ce ți se pare cel mai greu în lumea teatrului din punct de vedere al unui actor, al unei actrițe? Cel mai greu, eu cred că cel mai greu este să ne autodepășim, să ne autocontrolăm vis-a-vis de roluri și să fim diverși. Mm-hmm. Pentru că cea mai mare capcană, cred, al unui actor este să nu fie șablon, să nu se repete în alte spectacole. Cred că asta e cel mai greu. Și ăsta e lucru pe care dacă îl câștigi, este, poți să spui că ești deja, mergi spre artist. Că sunt actori și artiști. Acum, și parcursul depinde de... Că aici asta ar face diferența între... Da, pentru că e vorba și de rodaj, e vorba și de experiență, e vorba de multe lucruri. Aici nu e numai un factor că... Da, da, da. Știi? Da. Bine, acum... Și cum reușești, adică, să faci, apropo de ce ai zis anterior, să nu te repeți, ca tot timpul să nu intri într-un aici șablon? Aici trebuie să, cred că, să cauți în tine, să citești foarte bine istoria personajului, să știi de unde vine, ce probleme are,
să parcurgi tot traseul pe care trebuie să-l parcurgi vis-a-vis de ceea ce ți s-a dat și după aceea să cauți să fii identic cu el și să îl poți, să încerci să-l aduci la realitatea de azi. Mm-hmm. Așa, că altfel n-ai cum. Asta cred că e cel mai important. Și crezi că, adică, e o reușită de fiecare dată? Nu. Eu am dat cu foarte multe roluri de pământ și am avut fiecare actor are. Și nu, dar important e să încercăm să aducem toți din noi cei mai buni. Pentru că oricum publicul îți simte caroseria de a... Sufletul trebuie să ți-l simtă și când deja inima ți-l aude și sufletul, atunci l-ai câștigat. De aici ai pariu cu teatru și cu publicul. Spectacolul bun și actorul care să rămână în conștiința și în sufletul lor. Restul... Am înțeles. Crezi că meseria de actor sau de actriță cere sacrificii? Păi, meseria este foarte... Sună ciudat. Pentru că pentru mine cred că este o vocație, o chemare. Asta nu e așa că... No. Și strungarul, dacă e strungar bun, deja dacă îi spui că e meseriaș, se supără, știi? Da, da, da. Că zice că am venit, uite ce treabă am atunci făcut. Să reformulez, această vocație crezi că cere sacrificii? Foarte mari sacrificii. Mai ales actorilor care sunt toată ziua în teatru, care au familii, care au copii, care e foarte greu să faci față. Și cere sacrificii atât spirituale cât și existențiale, nu numai... Mm-hmm. Cum reușim atunci să îmbinăm, să le facem pe toate, să ne împărțim? Normal, natural. Asta deja e ca un fel de antrenament. Ce am spus la început. Da, da, da. E felul nostru de a fi, știi? Mm-hmm. Ai în timpul liber, ai anumite pasiuni diverse? Păi eu cu muzica sunt de dimineața până seara. Mai citesc și cărți, apropo de, am o chestie foarte simpatică, nu uit niciodată. La un moment dat, domnul Gingulescu, Dumnezeu să-l odihnească și să-l ierte, că era foarte drag. La un moment dat, Fiscuteanu tot și el, și pe el, că și pe el l-am iubit tare, mă certa, Claudia, ai citit cartea aia? Și am zis la Fiscu, nu, că n-am avut timp. Și la care domnul Gingulescu așa mi-a zis, vino aici, du-te și spune la Fiscu o chestie. Dar eu nu mi-am dat atunci seama că nu eram atât de deschisă, încă nu înțelegeam. Okay. Estetica o faci după anul 2 și o înțelegi. Și la un moment dat mi-a zis, du-te și spune așa. Ce să spun? Zice, du-te și spune că eu, cartea, dar de-abia m-am spălat pe mâini. Știi, și totdeauna chestia asta când mă amintesc, mă amuză foarte tare. Mm-hmm. Da, și cititul, îmi plac poeziile foarte mult. Îmi place și cititul, dar oricum muzica rămâne pentru mine pe primul plan. Asta... Păi și ce asculți? Ce asculți, de exemplu? Nu, eu cu muzica populară, bunica mea era, nu... Adică da. Foarte rar mă... Maria Tănase, zona încă, cum să spun, merge, dar după aia... Astea cu tri-li-li-li-li-li-li... Deci, contemporan și aia, stilurile da. Mai... Da, muzica clasică, da, dar metalul hard, nu. jazz, ok, dar nu sunt în zona aia, nici n-aș putea să cânt jazz cu adevărat, pentru că n-am temperament de jazz. Okay. Soul și rock, acolo e zona mea. Păi asta zici că... O asculți? Tu asculți în funcție de ce îți place ție să cânți? Sau, nu, sau eu ascult... te regăsești? Nu, identific, eu ascult sau... de obicei în starea de spirit în care mă aflu. Sau mă trezesc și zic, uite, azi aș vrea să aud aia. Mi-ar face plăcere. Cum, de exemplu, mă trezesc dimineața și zic, omletă nu, mai bine altceva. Că acum poftesc altceva. Așa e și în funcție de cum simți, cum te trezi. În funcție de și cum te trezi. Și dacă ai o zi mai, să zic așa, mai... Nu cea mai bună. Păi dacă, de exemplu... Ce-ți pui atunci? Păi ce pun, muzică îți pui? Nu pun Marșul Funebru. Nu. Păi îți pui ceva care să te scoată din... Bineînțeles, despre asta e vorba. Păi dar ce e? Ce ascult? Ce pui atunci? Păi ce să pun? Acum nu pot să spun că foarte multe opțiuni sunt. Ah, ok. Înțelegi? Am crezut că ai una... N-am. Care funcționează tot timpul. Nu, eu nu am din astea cu tot timpul. La mine tot timpul una, nu poate că eu n-am din aia care să-mi cânte cu prin chirie. Nu, încă nu. Sper că nici la 80 de ani, dacă Doamne ajută. Eu n-am cucu și la mansardă, n-am. Înțeamnă Dumnezeu.
Da, ai zis de cărți anterior. Preferi cărțile sau filmul, nu știu, filmele, de exemplu? Eu, uite, acum chiar am cumpărat cartea lui Theodore ăsta Roosevelt, care e după Prințul Arabiei scris. El a fost colonel britanic de pe vremea când în Arabia erau probleme cu Imperiul Otoman. Și el, ca și colonel, a fost consultant în armata Arabiei. Și citesc cartea, am fost foarte curioasă să văd cartea, dacă diferă de film, este altă lume. Cartea? Cartea, da, pentru că este foarte bogată în ceea ce a simțit el vis-a-vis de... Păi da, cred că cam așa se întâmplă tot timpul. Da, da, nu e chiar, dar nu, pentru să știi că și filmul este o părere. Da, dar regizoră. În film este, scuze că te-am întrerupt, este mai mult istoric, mai mult istoria este descrisă. În carte. În cazul ăsta te referi. În cazul ăsta, da. În carte sunt și emoțiile lui, și trăirile lui, și nemulțumirile lui vis-a-vis de ce s-a întâmplat. Și este, vezi într-o altă viziune toată și atunci, povestea. Ai recomandat cartea sau filmul? Am dacă două. Cineva te arată. Amândouă. Pentru că dacă te uiți la film de 2-3 ori, totdeauna descoperi altceva și dacă citești cartea, că eu de obicei citesc cartea, că eu dacă azi citesc o carte, nu toată, nu puțin într-o zi, că îți mai fug și literele, dar dacă recitești, descoperi alte și alte valențe și alte lucruri noi și noi și noi. Asta e fascinant. Ce îmi recomand să citesc acum de sărbători dacă prind 2-3 zile libere? Păi eu zic că asta s-o iei. Acum este chiar în biblioteci. Este fascinant, o să-ți placă. Mie îmi plac astea polițienești, mie de dragoste nu-mi plac. Poate și de aia când am avut noroc în dragoste, cine știe. Fug de mine, cade, glumesc. Am vrut să fiu simpatică, mă iertați. Deci asta nu. Vers de dragoste, nu. Nu prefer. Nu și nici nu. Nu sunt siropoasă. Sandra Brown să fugă de mine și eu de ea. Nu, mulțumesc. Nu. SF-uri? SF-uri filme, da. Deci E.T. preferatul meu din copilărie, The Fifth Element, tot ce este, astea pe mine mă fascinează. Războiul Stelelor, Star Wars, tot ce e nou. Deci dacă aș putea, mâine aș zbura acolo și auzi, machetă m-aș face dacă aș putea. Da, așa drag mi SF-ul. Dar să știi că eu pe la 18 ani, să nu râdeți de mine, că nu am de raiat încă. La 18 ani așa de mult așteptam extraterestre cum așteptau bunicii americani. Efectiv, atât de tare mă fascina SF-ul. Știi? Da, da, da. No, deci, lumea asta a necunoscutului. Da, lumea necunoscutului și e altceva. Și mai ales, mie îmi place foarte mult astronomia, astrologia. Și atunci mă fascinează stelele și tot ce e dincolo de noi. Știi, apropo de asta, este o vorbă foarte frumoasă că cu un cuvânt poți să înjunghi un om sau cu același cuvânt să-l trimiți la stele, printre stele, știi? Foarte frumos, mi se pare așa... Cred că de asta... Da. E ceva aparte acolo, totuși. Ce univers, ce univers! Și vezi, universul ăsta trebuie să existe și aici la noi ca să putem face lucruri, cred că, interesante pe scenă. Bine, dar aici trebuie să fie și proiecte și, cum să spun, provocări diferite și să fie, nu știu. Ai un talent ascuns pe care nu știe lumea sau faci ceva, nu știu, ești, sau nu știu, un hobby special care... Nu? Nu, serios, nu. O pasiune aparte pentru ceva, nu știu. Nu am pasiune, în afară de muzică, nu. Nu. Ți-am zis, îmi place... astrologia asta, dar nu am așa, nu. Că tot caut acum să-ți răspund, dar nu. Dacă ai putea să înveți, sau dacă, mă rog, dacă ai putea, clar ai putea, dacă ar fi să alegi acum un instrument nou la care să înveți să cânti, ce ar fi, în afară de vioară? Ce ar fi? Cred că, hai să mă gândesc bine, să nu greșesc, saxofon. Este un instrument extraordinar. Eu l-am cunoscut pe unul dintre cei mai mari, al treilea, cred că acum e al doilea, saxofoniști, Theodore Demetrios Cherchezos, cu care am jucat, mă rog, am colaborat la Palatul Culturii într-un spectacol și am fost și el acasă, în Atena, am fost invitată acolo, chiar am făcut și o reclamă la radio. Da. Am spus o propoziție și am luat o grămadă de bani și vocea mea și fața mea părea în toată
Atena, am fost foarte mândră. În Atena? Da, da. În Grecia? În Grecia, da. Și a trebuit să spun așa, să separa o telefonul tu bravi, adică ne auzim la telefon mai târziu. Da, în greacă. În greacă. Știi greacă? Nu, un pic, un pic. Calimera, care spera, știi un pic, nu. Ah, înțeles. Adică, nu. Bine, italian știu aproape foarte bine, că am avut în Italia 9 ani de zile, îți dai seama. Engleză mai știu, dar bine, engleza este strălcită. Dacă cineva vrea să câștig eu la Oscar-ul în Anglia sau în America... Și să ții un discurs în engleză? Atunci cred că iau Oscar-ul pentru cea mai mare îmbârligătură și cel mai mare accent simpatic europenesc care se... Da, da, sunt... Înțeleg foarte bine, știu să scriu, știu să vorbesc, cu toate că eu am făcut culmea franceză și rusă. Și nu-mi plăcea, Doamne, când auzeam franceza, muream, mă strepezeam. Și culmea, am jucat România, dragă Elveția mea, în toată Franța, în franceză. Știi? Și când intream, bonjour, la companie, honneur, la tricolor, la un moment dat, închipuiți-vă că Rodica Baghiu, draga noastră colegă, ea a fost cu noi și ea ne ajuta în franceză și ea ne sufla. Și la un moment dat, așa un heblu am făcut, un lapsus, încât m-am oprit și mă uitam și ea săraca îmi sufla. Eu nu știu ce prostie am spus acolo, dar pe urmă am renodat cumva și m-am dus mai departe. A fost horror. Vezi ce înseamnă să înveți o limbă și să nu o cunoști și să o înveți ca pe o melodie. Asta înseamnă. Că de fapt o simțeam românește textul, pentru că jucasem de 80 de ori, dar nu puteam asimila... Să faci adaptarea la nivel, în franceză. A fost ceva... Mai știi ceva din textul ăla acum în franceză? Nu știu, dar nu. Dacă și din rusă? Mai știi ceva din rusă? Ia te bea liubliu, atâta știu. Adin, va, trice, târgea, ce sem, gose, te bea te iubesc, da. Atâta știu. Și mai era un cântec cu Znaiu iubil, znaiu ești dioș, șto e tă băla. Nu știu ce. Atât. Ai actori preferați de film? E mare lista. De unde? Zim trei, nu? Zim, din America? Da, de peste tot, adică nu doar America. Hai să fie un top 3. România, Toma Caragiu a fost... Doamne, stai că acum am mai pus în încurcătura mare. La femeie Tora Vasilescu și Florin Piersic, hai, așa pentru suflet, pentru longevitatea, pentru simpatie, pentru firescul ăla pe care îl are, știi? Da. Și el, pe cine să spun, că acum, știi cum, numele trec așa ca și taxiurile, repede, ca în al cincelea element. Pentru că da, nu mi-am pregătit o listă așa preferențială. America, Kevin Costner, Denzel Washington pe numărul 1, este ceva fascinant, l-am văzut în foarte multe... Da. Judy Foster la femei, și Sharon Stone. Sharon Stone. Este foarte inteligentă, bine, Kim Basinger, și mai era una, acum am lapsus, dar o să-mi amintesc. Deci sunt destui, nu pot să spun. Da, aveai, când erai mai mică, aveai un model din ăsta? Eu eram îndrăgostită de pe vremea când era filmul acela Love Story de Ryan O'Neill. Cu toate că mie nu-mi plac bărbații blonzi. Da, el era blond, care a jucat în Love Story. Și cu ochii albaștri. Bine, poate că atunci mă fascina că eram mai tinerică și tata, Dumnezeu să o odihnească, nu mai e. Și el poate că era blond și cu ochii albaștri, poate era o chestie, că se spune că și băieții se îndrăgostesc de fete care seamănă... E un tipar care are, câteva caracteristici din... Da, o asemănare, ceva, elemente care seamănă cu ale mamei, știi? Dar după aceea, gata, nu. După aceea am început să-mi placă mai mult zona... Hispanicii, italienii, zona mai... Banderas, de exemplu, când era tânăr... Zi-mi un pic cum a fost întâlnirea cu domnul Victorian Frunză în spectacolul Viața lui Helge, care a avut loc în 2010-2011, aici la Teatrul Național din Târgu Mureș. A fost foarte, foarte frumoasă și foarte, cum să spun, pentru mine a fost un exercițiu actoricesc foarte important. Uh-huh. Pentru că, pentru prima dată, au mai fost spectacole în care a fost așa, dar... Pur și simplu m-a pus să fiu... Am jucat mama lui Helge, să joc foarte interior
și foarte real, filmic. Și mie mi-a plăcut chestia foarte tare. Și chiar în zona aia îmi place enorm să exist, știi? Și mai mult decât atât, și cu actorii cu care am jucat. Deci a fost o experiență faină. A fost Viața lui Helge și a mai fost și cealaltă care, în care am cântat tot la el. Da, zi-mi un pic, cât a fost, cât au durat repetițiile cam și proiectul? Cam o lună și ceva, nu mai mult, da. Da, a fost, cum să spun, ok și s-a repetat bine, adică fără probleme, fără chiar... A fost o energie bună? Da. Și mai eram curios de personajul Valea Babuchina. Valea Babuchina, stai, asta... La ne ce... vedem mai târziu sau mâine? Asta a fost în regia lui... Gelu Badea. Gelu Badea. Vai, acolo am jucat o văduvă, mi-a plăcut foarte tare. Cum a fost și întâlnirea? A fost interesant. A fost altceva față de ceea ce mai jucasem și stilul în care, pentru că el este mai profund, mai, dacă pot să spun, mai bacovian, mai... Uh-huh. Așa, știi? Dar mi-a plăcut experiența și cu el. Foarte tare. Și faptul că m-au scos din tipare și am făcut altceva, pentru mine a fost extraordinar. Că de fapt asta e ideea. De asta tot spun că dacă oricine mă întreabă, aștept provocări. Păi astea provocări le aștept. Nu... Înțelegi? Da, da. Că deja de alte provocări în viață, deja am trecut prin toate. Doamne, iartă-mă. Că nu mai am 10 ani să nu am experiența vieții. Și crezi că astea sunt cele mai importante întâlnirile cu regizorii care îți, sau cum în cazul pe care l-ai menționat anterior, să te scoată dintr-un anumit tipar sau să te provoace artistic din punct de vedere artistic. Da, sunt importante toate întâlnirile, și workshopurile, și întâlnirile, cu colegii și mai ales cu toți, pentru că toată lumea vine cu altceva. Așa cum noi avem un cod genetic diferit, așa și regizorii vin cu lucruri diferite, apropo de codul genetic, de stilul diferit. Și normal că toate întâlnirile sunt foarte importante și te provoacă. Și de asta, știi că de fapt de aia se spune că se naște copilul, că emoția aia de wow, îți dă aia și tu zici, Doamne, acum ce mă fac? Sau, dacă nu, știi? Și că sunt căutări din astea în tine, în actor. În relația asta actor-regizor, crezi că trebuie să... Funcționează reciproc? Adică să cauți provocarea sau să te lași provocat? Adică Nu. Trebuie să te provoace și tu să-l provoci. Adică trebuie să fie o comunicare eficientă. Fără comunicare nu există. De ce îți spuneam eu la început vis-a-vis de podul peste suspine, podul peste emoții, peste, cum se zice acum, chimie. Mie nu-mi place în artă să... Materia sau... Nu, mie nu-mi place chestia asta, nici materia și nici cuvântul, când e vorba de suflet și de spiritualitate, pentru că, tu vezi, există așa o chestie, fiecare are aici, adică ca și actor, probleme existențiale, că vai, fugim, lumea asta e foarte grăbită, ne grăbim să facem roluri, să... Dar acolo cu... Sufletul, și acolo trebuie, știi? E un alt timp acolo, e un alt timp, dar și ăla trebuie hrănit și ăla trebuie gândit. Și prin filtrul ăla mai trebuie. Că nu poți la... Eu am văzut actor, nu dau nume, pentru că, care joacă la... Apasă pedala și joacă la maxim, la rezistență maximă, cu viteză maximă. Respiră. Eu știu ce spun, pentru că eu sunt foarte temperamentală și fac... De multe ori eforturi ca să zic, Erica, calm. Sau dacă știi cum? Eu sunt un burete foarte interesant. Așa pot să spun, burete. Dacă vorbești frumos și așa și vorbești pe limba mea, sunt ca prins păsări. Dacă încep să trepidez. Asta e în natura noastră. Deci în funcție de ce energie primești, e în funcție de energia aia și transmiți. Dar nu, să știi că nu eram așa când eram mai tânără. Eram mai umilă și mai așa. Dar nu știu, poate și timpul cum trece te mai schimbi, te mai... Da. Și poate că și puterea interioară. Uită-te, eu acum la 50 de ani, cu falsă modestie, mă simt foarte tânără, foarte fresh și foarte, cum să spun, puternică. Eu simt că acum pot să, dacă vreau, pot să mut munții și dacă mă trimiți în Vietnam, mă întorc. Înțelegi? Acum că v-am făcut... Da, zi-mi, crezi că modestia, că ai zis anterior de modestie, modestia în artă e una tu?
modestia în artă depinde, depinde pe cine întrebi. Sunt oameni, bine, pentru mine este un atu. Uh-huh. Dar aici depinde și de caracterologie, ce caracter are personajul. Uh-huh. Pentru că sunt unii oameni care, prin, în esență, în felul lor de a fi, nu sunt așa umili. Sunt mai puternici, mai... Eu am fost totdeauna mai modestă, mai umilă, pentru că am crezut că așa dumnezeirea, nu știu, se apropie mai ușor de mine. Și acolo e mai... E o altă zonă. Da, e un avantaj pentru un actor din punctul de vedere sau... Într-un, poate fi sau în și funcție un... de context, în funcție în de funcție situație. În funcție de context poate fi și de avantaj și dezavantaj. Poate să te și împingă înainte și să te și treagă înapoi. Uh-huh. Asta depinde. Și fiecare cum vede. Numai că vezi ce spuneam eu mai devreme. Aici, ca să existe o comuniune ca într-o familie între... Actor-regizor sau actor? Nu. Sau... Între actor și regizor și tot, în tot, uh-huh. în tot contextul. Trebuie foarte tare să te cunoască cine ești și înăuntru. Pentru că este ușor să te vadă de din afară și doar pentru anumite reacții să, știi? Mm-hmm. Să te condamne sau să spună, uite, na, că tu așa și așa. Deci nu poți. Până nu-l cunoști pe acel om și nu-i vezi toate fețele, toate laturile. Că de asta spuneam, că dacă mi-ai mai dus pe o zonă și nu m-ai băgat în altă zonă, tu nu poți spune că eu nu pot face. Adică... Din moment ce nu i-ai oferit... Și nu i-ai oferit nici posibilitatea și nici... Cum nici eu nu pot să spun de niciun coleg că el nu poate face ceea ce fac eu pentru că nu i s-a dat șansa de a face chestia asta. Despre asta e vorba. Eu în asta cred. Dar crezi că acum, momentan, timpul are cumva o altă... cum să zic? Adică simți lucrurile că se fac mult mai repede? Și toată lumea e mai grăbită? Nu, în general, în toate direcțiile și în toate domeniile simt că e mai grăbită. Nu neapărat în teatru. Eu vorbesc în general. Uh-huh. Și asta e un lucru... Nu este un lucru care bun. Ne ajută sau nu? Nu ne ajută, atât de mult. Nu. Că eu tot am auzit că pe vremuri, de exemplu, se repetau la proiecte... Perioade mai lungi luni de zile sau chiar acum, na, pot să-l dau exemplu. Dar atunci a fost altceva. Atunci a fost altceva, era alt stil, se juca altfel, nu se juca atât de actual, se jucau mai mult zona aia veche, adică okay. Mai spre clasic, nu spre contemporan. Da, și da, atunci da. Automat, normal că veneau regizori care aveau... Doreau altceva de ceea ce exista și atunci normal că procesul dura mai mult. Uh-huh. Pentru că era normal să vadă ce poate scoate și unde poate duce. Pentru că sunt unii regizori care cred că asta doresc, să vadă... Și atunci prin faptul că are mai mult timp, are și posibilități mai multe da, și dar, de a... Da, uite, acum din păcate nu mai există timp, pentru că vezi, proiectele sunt multe, tu trebuie să te mulezi pe un program... Și e foarte greu pentru manageri și pentru toți ca să grăbească lucrurile. Da, tu simți asta acum că e o presiune a timpului sau te-ai adaptat și nu mai e? Nu, toată lumea simte, dar se adaptează, că noi de fapt ne adaptăm, că fiecare, asta e în firea noastră, este natural să te adaptezi, că altceva n-ai ce să faci. Uh-huh. Ori fugi, ori... Da. Eram curios... Mă rog, că suntem așa cumva în perioada respectivă, dar n-are legătură. Eram curios dacă ai fi președinte pentru o zi. Ce întrebare! Ce ai face? Nici nu pot să mă gândesc dacă aș fi președinte pentru o zi. E o întrebare foarte grea. Sau dacă ai avea, nu știu, dacă ai avea o super putere, care ar fi aia? Poate să fac lumea mai puțin mai bună. Să faci lumea mai bună? Puțin. A, puțin, un pic. Un pic, puțin, nu care de tot, ajunge. Nu de tot, tot un pic. Și poate mai înțelegătoare. Sau mai, nu umilă, că asta e prea mult spus, mai, da, înțelegătoare, acolo e bine. Uh-huh.
Ai zis mai devreme că dacă ai, că voiam să te întreb dacă aveai mașina timpului și te-ai întoarce într-o perioadă anume care ar fi, și ai zis că sau perioada facultății sau în... Eu oricum nu m-am născut în era asta. Eu cred că de pe acolo, de pe... Da, dar eram curios dacă ai alege trecutul sau viitorul. Dacă ai putea viitorul, să... trecutul a fost. Deci ai alege viitorul vreau. Și, că acum... și cât de departe te-ai duce? Adică, păi acum... dacă ai putea să călătorești oricât, nu știu, să zicem... Departe. Da? De, aș trece de Marte. Da, nu, în sensul în timp. Eu în timp? Da, de exemplu că... M-aș duce departe, dar nu mi-ar place după aia suburbiile, nu mi-ar place roboții, nu mi-ar place ce aș vedea. Dar cu mintea asta nu m-aș mai reîntoarce la 20 de ani. Mm-hmm. Pentru că experiența cu vremurile acelea n-ar fi compatibile. Am înțeles. Am câteva întrebări scurte. Da, te rog. Pentru tine, în care... trebuie să răspunzi scurt ce preferi din astea. Okay. Sau dacă niciuna. Bine. Ploaie sau ninsoare? Ninsoare. Mai ales că o așteptăm cu toții, dar deja. Nu, că ninsoare, suntem într-o perioadă... De copil mi-a plăcut ninsoarea. Ploaia nu, că ți-am zis că nu plac părțile de dragoste. Ciocolată caldă sau ceai? Ceai. De care? Ceai de mentă. De mentă? Nu de mentă, de mentă. Mentă. Mentă, mentă, da. Punct. Să oferi sau să primești cadouri? Să ofer. Mult mai mult îmi place. Da. Uh-huh. O ieșire cu prietenii sau Netflix acasă? O ieșire cu prietenii adevărați. Netflix oricum am acasă tot timpul. Da, chiar așa. Da. Cu prietenii adevărați. Da. Salată de beof sau ouă umplute? Ouă umplute. Vama veche sau Poiana Brașov? Poiana Brașov. Leonardo DiCaprio sau Johnny Depp? Johnny Depp. Da? Da. Fustă sau pantaloni? Pantalon, că tu știi povestea mea apropo de amuzament. Povestea mea la 19 ani. Nu. Eram în anul întâi de facultate și mergeam spre facultate și aveam o fustă mini albă așa. Pe atunci eram țapă, ce țapă până eram, fustă mini albă și un maiu alb. Și a venit un... Eram exact în dreptul, nu știu dacă tu știi, Tudorul, studioul de radio unde este. Da. Acolo este un canal. Și eu veneam din Tudor și mergeam pe jos. Și înainte să mă apropiu de acel canal unde e la studioul de radio, da, a venit un cetățean cu bicicleta în spatele meu. Și el drăguț așa... avea vreo 50 de ani, ce frumoasă ești în ungurește. Și eu la un moment dat m-am întors, am fost mândră în toate cele. El a căzut săracul de pe bicicletă, că s-a împiedicat de bordură. Și eu m-am întors și râzând așa, ha, 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 am făcut un pas. S-a adus capacul de la zi. Canalizare, nu? Da, s-a dus. Și eu 4 metri, erau niște scări așa, jos, apă, un picior în lateral. Ai căzut în... Am căzut în canal. Ah. Efectiv. Am auzit mașini. O durere din aia, nici nu vreau să spun ce m-a durut, că mie... Am auzit 3 mașini. Și eu de atunci, dragilor, n-am mai purtat fustă și rochie niciodată. Karma e karma, nu uitați. Da. Nu m-am spectacol. Wow. Asta nu știam chiar. Deci pantalon Deci pantalon, rămâne pantalon, clar. Bun, aur sau argint? Argint. Nicolae Furdu Iancu sau Dan Bittman? Aici ne referim Nicolae Furdu Iancu. Și el, și unul și altul. Eu ți-am spus că nu mă omor după muzica populară, dar mi-a plăcut totdeauna ca om, ca integritate, ca solist vocal și ca putere de... Am voce, da, iar Bitman mi-a plăcut că era tot timpul așa un Don Juan din ăsta neînțeles, cântă frumos și el, da, amândoi. Erica, îți mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc că ai fost mult alături de mine la o poveste. Noi avem o tradiție, da, la final de podcast, te rog să te semnezi. Da. Uite, acolo în dreapta. Da. Între timp, dragilor, eu o să vă reamintesc, la Teatrul Național din Târgu Mureș, puteți vedea spectacole în 14 decembrie, Neliniște, la Sala Mică.
În 19 decembrie, Ierbarul, apropo pentru cei din Timișoara care ne urmăresc din Timișoara, să știți că Ierbarul vine la Timișoara în cadrul Festivalului Dramaturgiei Românești. În 19 decembrie jucăm la Timișoara și în 22 decembrie se joacă Visul la Sala Mică. Îți mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc frumos. Și bineînțeles le mulțumim și partenerilor și prietenilor noștri de la noștri. Cricova și Benedek. Pentru când că sunt alături de noi. Când am intrat înăuntru am crezut că e Crescova. Că știi că Crescova. Dar e Crico. Mulțumim frumos Cricova și Benedek. Am uitat să menționez și lumări parfumate de la Candleland. Wow, ce frumos arată, foarte frumos. Și au o aromă superbă. Și nu uitați, în ultimul rând, să fiți alături de noi pe YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Abonați-vă pe canalul nostru de YouTube și să aveți o seară minunată în continuare și vă mulțumim. Crăciun fericit!